Hei, bună, Mihai sunt. Vă salut și vă îmbrățișez cu drag pe toate. Și astăzi vreau să vă arăt un model tricotat. Eu am aici o bluzică de vară pe care am terminat-o și care își așteaptă rândul într-o înregistrare, iar pe această bluzică am folosit mai multe modele. Consider că acest model necesită o înregistrare separată, deoarece este un model tare frumușel, chiar versatil. Astăzi vreau să vă arăt varianta simplă pentru el, urmând ca zilele viitoare să vă arăt și cum ne putem juca cu acest model. Voi monta aici câteva ochiuri. Nu are importanță câte ochiuri sunt montate, număr par, număr impar. Montați câte ochiuri vă sunt vouă necesare pentru bluzița voastră. Și ca acest model să se aranjeze bine, avem nevoie să facem câteva rânduri de punct leneș. El se încadrează bine dacă avem minim un rând de punct leneș. Pentru a obține un rând de punct leneș, avem nevoie să lucrăm două rânduri cu ochiuri pe față. Da? Deci și pe fața produsului și pe spatele produsului, dacă lucrăm numai ochiuri pe față, obținem un rând de punct leneș. Am montat aici câteva ochiuri. Și încep, fiind primul rând, să tricotez ochiuri pe față și voi tricota și primul ochi, da? Numai acum, la primul rând de tricotat. Mă duc cu toate ochiurile pe față. Ultimul ochi îl tricotez pe dos. Și eu de acum aș putea să încep modelul. Dar voi presupune că este bordura unei bluzici. Voi mai face un rând de punct leneș. De data aceasta, primul ochi îl iau nelucrat. Și voi face rândul acesta cu ochiuri pe față. Și încă un rând măcar. Am trei rânduri de punct leneș. Una, două, trei. Să spun că este marginea bluziței mele. Sunt pe fața bluzei, la punctul leneș și la acest model nu prea ne dăm seama care este fața produsului, care este dosul produsului. De aceea, când am firul ce mi-a rămas de la montatul ochiurilor pe partea stângă, înseamnă că sunt pe fața bluzei mele, pe fața produsului meu. Puteți să vă ajutați de acest fir sau puteți să vă puneți un marcator să știți care este fața produsului. Și acum încep primul rând din modelul meu. De data aceasta voi lucra primul ochi pe față. Și iau jeteu. Continui cu modelul de punct leneș în ideea că toate ochiurile de pe Andreea le voi lucra pe față. Iau jeteu. Ochi pe față. Jeteu. Ochi pe față. Jeteu. Și așa lucrez tot rândul. Un ochi pe față, un jeteu. Ochi pe față, jeteu. Ochi pe față, jeteu. Mă apropii de capătul rândului. Jeteu. Ochi pe față. Jeteu. Ochi pe dos. Ultimul ochi. Întorc lucru. De data aceasta lucrez primul ochi pe față și jeteul îl dau jos de pe Andreea. Următorul ochi lucrez pe față, eliberez jeteul. Ochi pe față,
Eliberez jeteul. Și așa lucrez tot rândul. Eliberez jeteul, ochiul meu îl lucrez pe față. Mă apropii de capăt, ochi pe față, dau drumul jeteului, ultimul ochi îl lucrez ochi pe dos. Și am terminat un rând de model. Mă întorc pe fața lucrului. Acum lucrez normal pentru punctul leneș. Primul ochi nelucrat, restul ochiurilor le lucrez pe față, iar mie aici îmi place să mai aranjez puțin ochiurile acestea. Trag puțin de model și mi-aranjez ochiurile. Ele se vor aranja și de la sine. Mă duc cu toate ochiurile pe față și mai fac un rând, două de punct leneș. Eu am continuat puțin modelul. Am făcut iarăși trei rânduri de punct leneș, iarăși un rând de model. Și am vrut să vă arăt că în felul acesta puteți lucra o bluziță întreagă dacă doriți. Un rând de model de ochiuri alunecate, separate de câteva rânduri de punct leneș. Puneți modelul mai des, mai rar, exact așa cum vă doriți. N-am fost eu așa de inspirată când am ales această culoare. Nu este atât de vizibil, dar vi-l arăt cum arată în lucru pe alb. Tot această variantă, dacă o folosim, eu am pregătit aici, am un fir panglică și am pregătit deja câteva rânduri de punct leneș pentru că vreau să vă arăt o altă variantă pentru acest model. Eu am avut așa o bluziță chiar dintr-un fir panglică și avea acest model aplicat la terminațiile mânecilor, în partea de jos și a fost o bluziță care mi-a plăcut tare mult. Pornind de la același model, o idee lucrat altfel. La fel, încep lucrul pe fața produsului meu, tricotez primul ochi și apoi iau trei jeteuri. 1, 2, 3. Țin bine de el să nu-mi scape. Ochi pe față. La fel, 1, 2, 3. Ochi pe față. Eu am ales acum să iau 3 jeteuri. Putem să luăm 2, putem să luăm 4, în funcție de fir și de ce rezultat dorim pe produsul nostru. 1, 2, 3 și merg până la capăt. Un ochi pe față și 3 jeteuri. Ajung la capăt. 1, 2, 3 jeteuri. Ochiul pe dos. Întorc lucru. Primul ochi îl lucrez pe față și apoi eliberez cele trei jeteuri. Ochiurile mele le lucrez pe față și de data aceasta eliberăm trei jeteuri. Una, două, trei. Exact ca la primul model unde aveam un singur jeteu. Ochi pe față, eliberez, ochi pe față, eliberez și merg așa până la capăt. Mai trag puțin așa de lucrul meu. Ajung la capăt de rând, ultimul ochi îl lucrez pe dos și mă întorc și continui cu punctul leneș. Mai fac câteva rânduri de punct leneș. Și o să vă arăt ce obțin aici. Este rândul pe care mie îmi place să îmi aranjez un pic ochiurile, să le strâng. Așa. Cam așa arată ochiul alunecat lucrat cu 3 jeteuri. Eu am aici andrele numărul 3, cred. Și este un model pe care eu l-aș
folosi exact așa cum este ca terminație pentru o bluziță. Și în timp ce lucram aceste rânduri, mă gândeam la ce aș mai putea folosi acest model. Clar, după imaginația noastră, dar cred că ar merge o rochie de plajă, lucrată așa, 3 rânduri de punct leneș, un model cu ochiuri alunecate pe 3 jeteuri, în felul acesta terminăm rochița mult mai repede. Dar deci este o variantă de lucru pe care e bine să o cunoașteți. Eu am lucrat aceste două variante, varianta cea mai simplă pe un jeteu modelul, varianta aceasta pe 3 jeteuri și îmi propun să fac o altă înregistrare unde să vă arăt cum putem îmbina aceste două modele între ele. Asta am pregătit pentru întâlnirea de astăzi și vă doresc să aveți spor, inspirație, să fiți iubite, să iubiți, că e foarte important. Vă pup, pa, pa!